Este fauta din spate. Mârzliac protestează vehement. Primește și cartonaș galben. Atacul este la minge. Întrebarea care se pune este dacă trebuia dată lovitură liberă sau nu. E drept că Mârzliac joacă mingea, dar în același timp își doboară și adversarul. Mingea rămâne cumva într-o zonă apropiată de adversar, apropiată de Kocici, care eventual putea să continue acțiunea. Lovitură liberă, bate Goropsov, se duce în care un altul, Igor Armaș. Vedem dacă Goropsov dă pe poartă sau încearcă o minge înaltă. Armaș este aproape imbatabil la mingile aeriene. Este cel mai înalt jucător de pe teren. Până la urmă preferă poartă, minge deviată. Straton plecase deja în direcție greșită. Numai că este doar un corner. Goropsov cu acest corner, lovitura de cap a lui Pașcanu. A doua oară Pașcanu dă cu capul după un corner. Pașcanu nemarcat. A fost totuși un pic de marcaj acolo, dar Pașcanu a scăpat de el. I-a dat un cot